Un lucru de asemenea foarte important pentru motocicletă, pentru mersul bun al motocicletei și pentru prelungirea vieții acesteia, este filtrul de aer. Un motor, în general, are nevoie de aer și combustibil și o evacuare bună pentru a merge și pentru a avea o viață trainică. Automat, cu cât filtrul de aer este mai puțin îngrijit, cu cât el nu are o calitate bună, tot praful și toate mizeriile vor fi trase în motor și astfel se poate strica mult mai repede, poate scurta durata de viață a acestuia. De aceea este un lucru foarte important să verificați periodic filtrul de aer. Mulți întreabă ce înseamnă periodic. Eu vă recomand ca să-l verificați după fiecare ieșire. De ce? De ce după fiecare ieșire? Automat, nu toate ieșirile sunt la fel. Poate nu vă dați seama, poate aveți impresia că nu ați mers prea mult sau, de exemplu, să zicem că mergeți primul, dar într-un grup de 2-3 motociclete, 4-5, nu are importanță câte. Mergeți primul, da? Cantitatea de praf care ajunge în filtrul dumneavoastră este mică, dar gândiți-vă la ultimul din coloană. Ultimul automat trece prin tot praful ridicat de ceilalți din față. Și automat filtrul acestuia o să sufere mult mai mult decât la primul. De asemenea, mergeți pe, să zicem, iarbă. Automat nu o să fie prea mult praf față de mers pe un drum de țară, un drum de piatră, să zicem, unde praful este mult, mult mai dens. Și de aceea poate nu stați să analizați de fiecare dată pe unde ați mers și cum v-ați plimbat. Nu strică să desfaceți și să inspectați. Majoritatea motocicletelor au filtru de aer foarte la îndemână, încât să nu fie foarte greu de verificat. Acesta, de exemplu, are o singură ieșire. După cum observați, este un pic cam prăfuit. Nu este exagerat, dar eu zic că ar trebui curățat. Acum, o să discutăm un pic mai larg pe acest subiect, să vedeți cam ce ar trebui să faceți și cum se face curățarea acestuia și ungerea pentru următoarea ieșire. Așa, deci dăm jos filtrul și revenim. Ok, desfacem filtrul de aer de pe suport. Așa, în cazul în care este foarte prăfuit sau foarte murdar, în prima fază îl curățăm de mizerie excesivă ce se poate îndepărta cu ușurință. Da? Ce este mai mare și mai voluminos, să zicem. Așa putem să-l și suflăm cu aer comprimat ca să mai îndepărtăm din mizerie. Și apoi haideți să trecem și la curățarea efectivă. Așa arată un filtru folosit. Da? Ceea ce vedeți aici, tenta aceasta de albastru, este ulei folosit, este un ulei special pentru filtru de aer. O să vă explic și acela ce este. Cam așa arată un filtru nou, da? Care n-a fost pus niciodată. Ele nu vin unse, da? Deci trebuie să prima oară unse și apoi montate. Ce rol are acest ulei? Uleiul acesta ajută să rețină foarte bine toate particulele de praf. Adică, vă dați seama, densitatea trebuie să fie totuși bună cât să circule aerul, dar să oprească totodată particulele de praf. Pentru aceasta este nevoie de un ulei special care se aplică pe filtru și acesta reține particulele de praf și totodată se murdărește. Ca să îndepărtăm acest ulei, majoritatea folosesc benzină.
Nu este chiar cel mai indicat pentru că benzina atacă și materialul buretelui. Dacă totuși nu vă permite sau nu aveți la îndemână un detergent special pentru filtrele de aer, așa puteți să folosiți și benzină, dar mențiunea mea ar fi să filtrul să stea cât mai puțin în benzină, adică îl scufundați în benzină, l-ați stors cât mai repede și l-ați suflat sau l-ați uscat cât mai rapid ca să nu stea prea mult benzina pe el. Benzina, v-am spus, întărește filtrul, îi atacă compoziția, nu este indicat să o folosiți. Acum, foarte important, înainte de a începe efectiv curățarea filtrului, ar fi inspecția acestuia. Mulți ați pățit-o sigur să vă chinuiți să spălați un filtru, să-l curățați și apoi să vedeți că acesta era cam uzat și a trebuit să-l aruncați și ați muncit efectiv degeaba. Ce este foarte important să verificăm? Să nu avem rupturi în material, să nu cumva să fie bucății rupte din burete. Să verificați foarte bine porțiunile acestea unde este lipit. Da? Luați de jur împrejur și îl verificați. Amănunțit la lipituri. La fel și pe interior, să nu cumva să fie desprins. Un filtru care nu este ok, are gaură în el sau crăpături sau mai știu eu ce, vă dați seama, pe lângă faptul că pe acolo poate intra cu ușurință praf, poate intra chiar bucată din filtru, să o tragă în carburator și apoi în motor. Acesta pare ok. Îl inspectăm odată înainte de a începe curățarea, îl inspectăm și după ce l-am curățat, pentru că se poate deteriora în timpul curățării. Se poate să-l rupem în timp ce-l curățăm sau să-l atace soluția. Haideți să discutăm puțin și despre ce folosim pentru curățare. Ce folosim noi? În primul rând, două găleți. Folosim aceste recipiente care au și capac ce se închide ermetic. Nu este nevoie să cumpărați, le găsiți, puteți să folosiți unele din comerț ce au conținut produse ceva și așa mai departe. De ce zic că sunt foarte bune acestea? Pentru că uleiul, cât și detergentul de curățare sau ce folosiți voi pentru a curăța, nu le folosiți o singură dată. Le puteți folosi de mai multe ori. De aceea ar trebui ceva care să închidă ermetic, să nu se evapore soluția din ele. Și să nu uitați să puneți etichete pe ele ca să nu le încurcați. Și iarăși mai este un lucru foarte important, să scrieți și data. Să nu... Bine, de obicei majoritatea, vă dați seama, nu le folosiți foarte mult timp. Acum, aici avem o gamă de produse. Avem acest air filter clean de la Motul. Este o soluție de curățat filtru de aer. La fel, aici avem un kit de la KNN care conține atât soluție de curățat, deci air filter cleaner, da? E soluția de curățat, cât și un spray de dat apoi, air filter oil. Uleiul acesta de filtru poate să fie în formă de spray sau de ulei. Și vărsat la litru, la cantități mai mari. Acesta este de la Motorex, acesta este de la Motul. Cam toți marii producători fac și gama aceasta de filtre de aer. Liqui Moly, nu contează foarte mult ce folosiți, toate sunt bune. Acum, noi vom merge pe gama de Motul ca să fie la fel, să zicem, să fie pereche. Curățarea cu ungerea. Ok. Punem. Punem solventul. Așa, acum
spălăm filtrul în el. Foarte important să citiți de fiecare dată pe fiecare recipient în parte, cum se folosește. Majoritatea se folosesc la fel, dar e bine totuși să citiți. Așa, după ce îl spălăm bine, se stoarce, dar atenție, nu prin răsucire, niciodată prin răsucire. De ce? Pentru că riscăm să-l rupem. Deci îl stoarcem ușor, ușor. După cum vedeți, mirosul nu vă spun cum este, dar uitați cât de repede s-a luat parte din uleiul aplicat pe el. Repetați acest procedeu până când vi se pare că este curat filtrul. Așa, acum este suficient. După cum observați, filtrul arată foarte, foarte bine. Așa, acum o să mergem să-l clătim. Este foarte, foarte important să clătim și acest solvent înainte să aplicăm uleiul, pentru că vă dați seama, acesta este solvent și dacă aplicăm uleiul nu o să stea, o să-l dizolve. Deci mergem să clătim filtrul cu apă călduță și cu săpun. Ok, acum acoperim solventul ca să nu se evapore. Da, am terminat cu acesta și v-am spus, puneți etichetă pe el ca să aveți, să știți și ce este și când a fost folosit, să nu stea foarte mult timp. Acum mergem să spălăm filtrul. Ok, îl spălăm cu apă călduță și cu săpun, săpun normal de mâini. Așa, după ce l-am spălat, îl stoarcem la fel, foarte, foarte bine, fără răsucire. E doar prin strângere. Așa, uitați cum arată, este aproape nou. Curățat foarte, foarte bine. Acum îl lăsăm la uscat să se usuce cât se poate de natural, adică nu îl puneți pe o sursă de căldură sau mai știu eu ce metode să aplicați. Îl lăsați să se usuce și apoi revenim. Ok, acum înainte să ne apucăm să lungem, îl mai inspectăm o dată. V-am spus, mare atenție la lipituri, deci unde este lipit. Așa, și să nu avem bucăți din el unde să fie mâncat, să zicem așa, unde să fie măcinat. Dar inspectăm bine pe toate părțile. E în regulă. Acum, la partea de ungere. Se poate folosi un spray, da, pentru uns. În cazul în care folosim un spray, se va folosi în felul următor. Pulverizăm spray-ul în anumite locuri de la o distanță cam așa de 10-15 cm. Așa. Pulverizăm alocuri și apoi se face așa ca să intre
peste tot. Da, să merge peste tot, să intre ok peste tot. Asta în cazul în care folosim spray. În cazul în care folosim ulei. Există două metode. Metoda 1. La fel ca și spray-ul turnat pe alocuri. Da, și apoi la fel făcut așa ca să meargă peste tot. Și apoi continuat ca să fie uniform peste tot. Așa. Asta în cazul în care faceți asta destul de rar. În cazul în care faceți acest lucru destul de des, eu vă recomand să folosiți, cum am folosit și la solvent, o găleată. Da, punem uleiul aici. Putem să-l punem chiar pe tot. Așa. Și scufundăm pur și simplu filtrul în ulei. În cazul în care faceți mai multe filtre, uleiul va rămâne mereu aici. Așa, după ce l-am scufundat, îl stoarcem la fel ca și în cazul solventului. Nu răsucim, deci doar stoarcem. Ok, după ce l-am stors cât s-a putut, îl mai plimbăm între mâini ca să fie uniform, întins uleiul, și apoi lăsăm să se usuce, să se scurgă natural, și apoi putem să-l montăm. Ok, uitați și cum lucrează acest ulei, vedeți? Este foarte lipicios, așa formează o peliculă care absorbe, se lipesc particulele de praf, se lipesc de el și le reține în filtru și nu mai ajung în motor. Deci este foarte important pentru tot ce înseamnă vehicule de teren să folosească acest ulei. Tocmai dacă nu mergeți pe off-road și mergeți mai mult pe stradă și așa, nu este neapărat necesar. Dar pentru tot ce înseamnă off-road este foarte recomandat.
Există unii care, ca măsură de extra protecție, dau cu, pun filtru pe suport și apoi dau cu vaselină de jur împrejur ca să se lipească mai bine acolo, să nu cumva să intre praf pe aici, de jur împrejur. Eu zic că este aproape imposibil să intre, dar rămâne la latitudinea fiecăruia. Dacă vor să fie extra precauți, puteți să faceți și acest lucru. Îl lăsăm frumos să se usuce. Ei zic că 10 minute este suficient, dar eu vă recomand să-l lăsați mai mult și apoi îl putem monta. Cam asta a fost curățarea și ungerea corespunzătoare a unui filtru de aer de burete. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru. Este foarte important ca să primiți toate notificările atunci când apar videouri noi. Nu uitați să urmăriți seria în continuare cu toate episoadele despre întreținerea unei motociclete de off-road. Vă mulțumim!